Dar cum a fost, domnule Mictelu, până la urmă? Cum a fost cu acel transfer? Că înțelegem că nu era voie atât timp cât erau sechestrate bunurile? Nu, sau... nu e adevărat. Nu exista nicio interdicție. Jucătorul putea fi transferat. De fapt, s-a și stabilit la Brașov că jucătorul poate fi transferat. Eu aveam drept de semnătură, nu era nicio restricție. S-a dovedit că, cel puțin până în faza asta, și din alte sentințe, s-a dovedit că așa zis act de sechestru nu era valabil. Dar care-i prejudiciu în dosarul acesta? Deocamdată nu e niciun prejudiciu. Fiscul Dolj pretinde suma de 1.100.000 de euro, suma care s-a încasat de la Steaua. Adică din vânzarea fotbalistului Costa. Da. Credeți că va rămâne acea sentință care a fost cea dată de tribunal? Nu știu. Eu nu pot să sper decât că va rămâne așa. Martorii cum i-a simțit? De bună credință? Păi, normal. Deci n-am nimic de obiectat. Deși și-a... Domnul Becali și am uitat un eveniment foarte important, dar... La ce vă referiți? La o convenție care am încheiat-o cu privire că nu mai are nimeni nicio pretenție, dar nu și-a mai adus aminte de ea. Dar, mă rog, adică ne puteți explica? Nu, mai, nu contează asta, pentru că ea există la dosar, a fost judecată și într-o altă instanță civilă, s-a terminat procesul irevocabil, deci nu mai e nicio chestie. Gigi Becali a spus ceva mai devreme că a lăsat să se înțeleagă cumva că este milă de dumneavoastră, având în vedere că ați pierdut câteva milioane de euro și acum iată procurorii păi, vor să vă bagi spatele gratis. Mi-au luat o echipă întreagă și mi-au luat alți jucători, mi-au luat pe Prepeliță, pe Costea Furin, care avea o cotă mare, mi-au luat pe Găman, pe Bărboianu, și 8-9 jucători de mare valoare, plus alții care urmau să crească și ei. Nu e de milă, poate se simte puțin... Vinovat? Vinovat, pentru că și el a participat, și el s-a înfruntat de munca mea și de investiția mea. Chiar uităm ce echipă frumoasă am avut și ce jucători am avut de mare perspectivă. Sunteți un pic supărat pe Gigi Becali? Nu, supărat de ce? Că nu are el bine, că echipa mea a fost exclusă. Dar să nu uităm totuși cum au fost evenimentele acum 9 ani. Cum toți și-au... A furat fiecare ce a putut. Într-o prima instanță a fost exact achitat. Cum se întâmplă acum în America, când intră ăia pe magazine și așa a fost la noi. În momentul când s-a dat decizia aia, toată lumea a luat ce a prins. Domnule, meciurile noastre cu justiția sunt mai grele decât cele din fotbal? Altă întrebare, frumos. Într-o prima instanță ați fost achitat. Sunteți la fel de încrezător și acum în faza apelului, domnule Mititelu? Eu sunt încrezător, dar nu înseamnă că nu am oarecare emoții. Pentru că n-ar fi prima soluție a justiției care sunt unii care au fost achitați la fond și condamnați în apel sau invers. Deci până la o soluție a instanței există oarecare emoții. Acum, mulțumim, în viață trebuie să fii pregătit pentru orice. V-ați săturat de tribunale, domnul Mititelu? M-am săturat, dar nu înseamnă că m-am săturat, am terminat, am de treaz de acum, pentru că am și altele. Eu mă primeam cu când nu vreau, domnul Mititelu.